Aș vrea să discutăm în continuare și despre Eurovision, despre scandalul Eurovision. Poate unul neașteptat anul acesta. Ați urmărit finala Eurovision de sâmbătă? Nu, recunosc și știi că n-am urmărit finala Eurovision. Da, în schimb, că am citit în presă, exact. Am citit în presă comentariile. Faptul că juriul din România nu a putut să-și exprime votul și de aici o întreagă dezbatere. Din punctul meu de vedere este păcat că se întâmplă astfel de lucruri, în sensul în care acolo ar trebui să fie vorba despre cultură, despre muzică, despre felul în care ne promovăm imaginea de țară prin muzică. Nu ar trebui să fie o chestiune politică. Din păcate, votul în ultimii ani, aș putea să spun în Eurovision, au această încărcătură, dacă vrem, și politică. E vorba de felul în care se sprijină diversele state, diversele... Votul juriului, în schimb, cred, votul popular, cred că a spus însă foarte mult despre realitate și despre ceea ce cred majoritatea europenilor ca și mesaj al melodiei, ca și mesaj al interpreților. Faptul că, într-adevăr, Ucraina în acest moment trece printr-o situație extrem de grea, cetățenii ucrainieni sunt într-o situație extrem de complicată și vedeți cât de mulți refugiați continuă să vină inclusiv în România. Dar în egală și atunci votul acesta al cetățenilor europeni e unul corect, pentru că este foarte multă emoție pe care au arătat-o cetățenii europeni în ideea de a sprijini așa cum pot, măcar printr-un vot, pe cetățenii, pe cetățenii ucrainieni. Înțeleg de la majoritatea celor cu care am discutat și care au urmărit Eurovisionul în direct că nici melodia n-a fost rea deloc. Deci atunci există acest echilibru din perspectiva asta. Totuși România a fost sancționată, n-a putut, noi ne-am pregătit, am avut un alt punctaj, am văzut și reacția oficială de la Uniunea Europeană de Radio și Televiziune, care în continuare ne-au informat că s-au întâmplat niște nereguli care n-au mai avut loc până atunci. Dacă ne aducem aminte, partea cealaltă, TVR-ul am văzut, se apără și... Dacă ne aducem aminte de vechile ediții ale Eurovision, nu știu, în ultimul timp, parcă tot timpul ni s-a întâmplat câte ceva. Întotdeauna am găsit câte o scuză că nu am reușit, că n-am putut, că ar trebui să trecem peste chestiunea aceasta și să ne revenim pe mentalitatea de învingător. Să ne revenim și să nu mai căutăm scuze și să spunem asta trebuie să fac, asta fac, asta am livrat. Ar trebui cumva să reconsiderăm pe viitor, România să reconsidere pe viitor dorința aceasta de a participa la Eurovision? Dacă ne uităm pe partea de audiență a Eurovision, cred că trebuie să continuăm, pentru că într-adevăr este un program care e urmărit de români și atunci dacă cetățenii români își doresc să vadă Eurovisionul, de ce să nu le oferim această posibilitate? Ceea ce cred este că trebuie să ne pregătim mai bine. Ceea ce cred este că trebuie să încercăm să nu mai dăm vina pe cineva și să fim noi chiar foarte buni.